Dar am avut hack-uite pagine, toți. Știu, dar de la cine a pornit, crezi? Nu știm încă. Și cum ați recuperat? Ați vorbit cu Facebook-ul sau ați dat niște ransomuri? Până pile. Acum că a trecut mult timp, poți să ne mai spui niște vedete care au refuzat roast-ul, dar ar fi fost niște roast-uri legendare? Mutu. E foame mare, vrei doar o mică gustare. Târziu în noapte, să curgă ca Dunărea în mare. Cine crezi că e primul comedian care o să moară de la noi? Mare. S-a făcut multă vreme, a fost ranking și da, pariuri. Da, Deadpool. Da. E în continuare fără încă un pole position? E, acolo. Cum ești? Ești bine? Da. Te așezi? Începem? Vrei să mai stai un pic, să mai discutăm înainte de emisiune? Cum vreți voi, eu n-am... Nu, se filmează de atunci, am filmat exact cât ai stat la baie. E înghesuială, frumos, știu că-ți place. Te-ai uitat la ceva din ce am făcut până? Da, m-am uitat pe drum. Da? Ah, frumos. Copilul tău nu e fan acestei emisiuni de tine, trapper și ce suntem noi? Nu, încă nu. Nu-l lași. La ce episod te-ai uitat dacă m-am nu l-ai uitat emisit? La Velea și un pic din Nathan Tico. Velea care am adus poate unul din prietenii lui Velea, acum realizez. Sergiu care a făcut conexiunea dintre comedie și Velea, practic, altfel. Noi nu l-aveam pe Velea astăzi. Nu l-aveam pe Velea la emisiune. Realizez. Da. Că n-aveam nicio șansă. Ți-a fost frig? Ai mâinile reci. Am mâinile uscate. Am uscate. Vrei cremă? Uscate. Am cremă la mine. M-am dat înainte să plec de acasă, dar nu m-am mai dat de atunci. Vrei dar să ne dăm? Mâinile mele. Vrei să ne dăm cu cremă? Relief hand, care înseamnă... Da. Știm ce înseamnă. Șervețele și stați singur acasă. Vezi, uite, pun așa ca să pun și aici. Vezi? Să redai și nouă un pic? Eu nu vreau. Și nu vrei? Eu aș vrea. Așa se pune crema? Eu așa pun, nu știu cum se pune. O pune pe deget. Mersi, hai, pune și. Nu, hai să ne dăm cu cremă, că și eu le simt uscate. Azi am stat chiar în frig. Am fost afară în frig. Deci te gândeai că începem așa emisiunea? Nu. Eu când mi rămâne extra cremă, îmi place să dau pe aici. Și eu fac mai apăru și mai curăț. Eu când dau cu rolonul la sub braț, dacă e extra, dau așa pe aici și ce să întind pe față. Nu întindeți voi pe corp dacă ați dat prea mult la sub braț, că totodată nu ești atent și dai prea mult la sub braț. Bă, niciodată. Și pe urmă întind pe corp așa. Niciodată. Da, și aruncă-l așa, perfect. Aruncă-l că ești la tine acasă, da, știu. Dragi patronași, bine ați venit la o nouă ediție specială. De când îl așteptăm? Pe Sergiu Floroaia! Nu mi-ai pregătit nimic. Așa. Ne bucurăm foarte mult că l-am adus pe Sergiu, pe care îl știți din atâtea și atâtea domenii. Sunt sigur că toată lumea îl știe de la noi. De la domenii? De la noi. Da, zis, da, acum o să, da. La noi. Mă bucur foarte mult să-l avem pe Sergiu aici. Chiar m-am întâlnit cu el mai de mult și am propus emisiunea și tot n-am făcut follow-up, că e idiotul. Da. Și la un moment dat am zis, bă, nu. Mă gândeam pe drum încoace că nu m-a schimbat și adică acum nu mai e tracțiune, nu o să facă cine știe ce view-uri că am venit eu aici. De ce? Păi nu mai, dacă eu n-am mai apărut și n-am mai făcut chestii. Ah, ok. A trebuit, dar după aia mi-am dat seama că tu probabil m-ai chemat când încă mai făceam și abia acum am ajuns. A fost de mult. Da? Da, probabil. Prima oară, da. Dar nici noi nu facem emisiunea asta. De când o facem? Deci 8 ani? Adică nu e ca și până la 2-3 ani, 4 ani. Da, pe acolo. Ai mâncat astăzi? Băi, nu prea. Ești atent cu mâncarea? În ultima vreme nu, dar... Știu că tu erai atent uneori. Da, sunt mai atent un pic. Da. Eu vreau să interject în întrebările de pe Patreon. Noi am cerut niște întrebări de pe Patreon. Avem partea asta în care cei de pe Patreon află cu câteva ore, zile, poate înainte, că avem o filmare și poate să pună niște întrebări din avans. Vă rog să-l întrebați expres. Asta e momentul pe care îl aștept de 10 ani și asta e oportunitatea. Am mai întrebat, însă nu am primit răspuns. Poate să explice... Mamă, cât a preambulul care se taie. Gluma lui veche de acum 10 ani. 2 puncte. De ce nu mai suc femeile pula? Pentru că nici roșiile nu mai au gustul de altă dată. Nici până azi nu am înțeles-o. Nici eu, nici un prieten. Deși am râs la ea și nu știam de ce. Dar nu era formulat așa. Da, nici eu nu cred că era așa deloc. Da, cum era? Așa. Hai să vă dar cine mai știe cum era? Dar nu era așa clar. Da, clar. Nici eu nu simt că era stilul. Stai mă cum era. Nu, e ceva cu... Pula și roșii, dar nu era și cu așa. Roșii, dar nu era așa, așa. Niciun caz. Da. Ah, stai că încerc să-mi aduc aminte. Gata, am găsit-o. Gata, mă. Hai, mă. E unul din tabelele mele. Mamă! 400, e rândul 400. 400, înțelegeți. E așa gluma. Știi cum îți dai seama că suși pula prea mult? Roșiile nu mai au gustul ăla de altă dată.
Așa. Păi, ce e așa? Adică nu e complicat. E un pic complicat, că sunt sigur că ești bătrân și de asta înțeleg două. Nu, ideea este că marea majoritate a oamenilor se plâng că roșiile nu mai au gustul ăla de altă dată. Da. Ceea ce am vrut eu să zic în acea glumă este faptul că clar suși pula prea mult, indiferent cine ești, că tuturor ni se pare că roșiile nu mai au gustul ăla de altă dată. Cum știi că suși pula prea mult? Ți se pare că roșiile nu mai au gustul ăla de altă dată. Deci e clar că și tu suși pula prea mult. S-a râs de fiecare dată când am zis. Să nu pierzi norocul. Voi vă tăiați unghiile de la picioare în același timp? Nu voi doi în același timp. Eu mi le tai separat. Îmi tai unghia mare mai des și alea mai mici mai rar. Și la fel. Unghia mare mai des. Dragilor, poftă mare și la mulți ani. Cu ce se ocupă la Rock FM? Instalator, ce? Da, masez. Nu, scriu. Scriu la Rock FM, scriu glume, scriu întrebări, scriu idei de segmente. Și altceva în afară de matinal? Nu. Ok. Doar matinalul, doar la Morning Glory. De cât timp îl știi pe Răzvan? Ne știm de când eram noi la radio. Ah, deci de atunci l-ai cunoscut și tu, când ai intrat în Trust. De fapt, Trust, nu. Sau? Dinainte m-am întâlnit la ceva campanie. A fost ceva campanie la bere. Ok. Și acolo ne-am cunoscut prima dată și am făcut noi mișto unul de altul. Ai terminat întrebările de pe am întrebat, dar și vreau să mai fac o pauză cu ele, că vin unele și mai nasoale și da. Mamă, dar numai de-astea sunt. De ce te-ai lăsat? De ce? Unde ai plecat? Da, unde ești, nu? Tu, Sergiule? Hai să o luăm în ordine. Te naști? Bucureștean, nu? Bucureștean, da. Ce cartier? Mai complicat, am început în Tei, în Colentina. Cartier bun. Primul an în Doamna Ghica, în Colentina, după care primul de la an, unul de viață? Un an, unul de viață, da. După care de la un an în Tei. Da. Ok. După care Paicului. După care Paicului, gara de est acolo? Da. Nice. Tot, am un prieten nazist acolo. Apropo de bătăi și nu știu ce. Când mergeam și luam autobuzul de la complex, nu știu dacă știți complexul, complexul de din Paicului, luam autobuzul 143 să mă duc spre civilizație. Și era mai mic, nu știu câți ani aveam, că n-am așa memorie, și aveam, purteam șepci. Și aveam o pălărie din aia de pescar. Cum avea Velean așa. Și mă urcam în autobuz. Mă rog, erau niște doamne mai în vârstă lângă mine. Au urcat ele, după care am urcat eu, că n-a băiat cu bun simț. Și când eram pe scară, a venit unul în spatele meu, mi-a luat șapca și a început să fugă. Am simțit cum mă judecă toți oamenii în autobuz, că nu mă duc după el. Am simțit acea presiune socială. Bună, presiune așa bună. Așa că m-am întors și am început să fug după el. Fără, doar la presiune socială. Fără să ai intenția de a-l prinde. Nicio intenție. Păstrai distanța în alergare. Exact, da. Și în momentul ăla când alergi, da, încerci să alergi atât cât să nu prinzi, știi, să pară că, că încerci. Nu, eu eram bun la fugă, că na, când prind acolo, puteam să fug destul de bine și l-aș fi prins. Știi? Și eram amuzant cum strigam eu după el, bă, stai că te prind, că nu știu ce-ți fac. Și evident, dacă îl prindeam, nu știam ce-i făceam. Aia era răspunsul. Și ne afundam așa din ce în ce mai mult în ghetourile alea, din baicurile din spate, alea acolo. Nu știu ce. Și la un moment dat m-am oprit și s-a dus autobuzul. Da. Și de acolo te-ai gândit că ar fi bine să iei cursuri de autoapărare? Mereu mi-au plăcut artele marțiale. Gluma aia cu burgerii sau cel prima chestie pe care am văzut-o de la tine a fost aia cu Susanu de pe burger sau? Susanu de pe chiflă, De pe chiflă, așa. Și efectiv, bă, abia văzusem Teo despre iarbă sau nu despre iarbă, cuvinte vulgare. Păi și-au lăsat în același timp. Da, exact. Atunci l-ai cunoscut pe Toma? Da. Da, Toma venise cu o săptămână înainte. Nu, venise cu o săptămână înaintea mea la Deco. Și urcase prima dată fix cu o săptămână înaintea mea. Și s-a întâmplat să fim mai mulți care vrem să facem, care voiam să facem stand-up fix atunci. S-a făcut prima open mic. De la noi din țară. Prima open mic. Ah, da. Știi. Așa am făcut eu cu Virgil. A urcat el și o săptămână mai târziu am urcat eu. Da. Și uite, vezi acum cum suntem? La fel. Noi în afara comediei și noi mai arătăm nu știu unde. Și deci ai avut tangențe cu trupa Deco încă de atunci, nu? Da. Adică erau fost în trupa Deco. Intrați în mijlocul setului lor sau știu că era un fel de... Intrau
începătorii pe la mijloc sau ceva. La da, 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 se băgau la mijloc ca să facă sandwich când crezi că merge foarte prost. Da. Eu am fost în trupa de ICO timp de o săptămână sau ceva de genul ăsta. Adică, nu știu dacă oficial sau neoficial, ideea e că n-am apucat să fiu. Chișu te-a pus sau cum? Da, în sensul că mi-a zis Chișu, bă, ești bun, m-a văzut el, nu mai știu, prima oară, a doua oară, foarte tare, nu știu ce, nu vei să fii trupa de, ești în trupa de ICO, bla, bla, bla. După care n-am apucat practic să fac niciun show, că am făcut următorul show sau popul meu care a fost foarte prost și practic acolo s-a terminat. A, tot el da. Iar era acolo, te-a văzut și a zis, am greșit cu Sergiu. Da, 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 și aia s-a... Aia a fost. Nu știu dacă știe lumea, Chișu știe probabil, dacă își mai aduce aminte, dar el... Deci el te-a ridicat, el te-a lăsat să te să muncești apoi. Tu crezi că stand-up-ul venea mai târziu dacă nu era Dan Chișu? Că pare că el a forțat-o un pic cu cafenea în care să se facă stand-up, primul. Da, nu știu, probabil, da. Mai ales probabil, fi racolându-i pe toți și pe apoi și pe micuțul în varianta a doua, da. Pare că el a lansat stand-up-ul, oarecum. Acest om cu care știa vestul și era, s-ar putea să prindă și la noi chestia asta, mai repede decât în alte țări. Da. Eu vreau să te întreb când ți-ai făcut cont de Twitter. Dacă era în aceeași perioadă, cred că era în aceeași perioadă. Da, cred că tot 2006 sau ceva de genul ăsta am fost. Pare că ai fost singurul care a văzut potențialul Twitter-ului din comedianță. Păi am fost... Cred că al doilea, al treilea, ceva de genul ăsta, cont din România sau ceva de genul ăsta. Oh, wow! Pe vremea aia cochetam cu blogging-ul și aveam cont de Twitter și ce mi-aduc aminte este faptul că ai fost primul cont de Twitter mai mare așa, care mi-a dat follow back. Știi cum era, de-aia ai follow la toată lumea să faci și așa și a apărut Sergiu și eram, ia uite bă, glume, atunci cumva eu pe Sergiu știu dinaintea tuturor comedianților, pentru că o știu de pe Twitter. Că eu nu, eu cu stand-up-ul, eu sunt în altă direcție. Da, nu sunt în industrie. Manager. Și pe ceilalți am cunoscut după aia. Cumva tu cred că ești primul pe care l-am văzut cu glume. Cumva n-a pușcat la noi mainstream deloc. Nu știu de ce. Poate că e un pic mai inteligent tu decât alte aplicații. Trebuie să scrii și să fii concis. Avem și noi Twitter, nu știu dacă avem followeri. Bă, o să verificăm după această filmare. Da, avem, avem știrile și Discord, ne vedem joi live la 8 pe Discord. Da. Să folosești Discord? Nu. Nici noi. Să dăm un, să dăm un reset password, că nu mai știu parola la Discord. Da. Nu avem, dar am zis oamenilor că trebuie să-ți faci toate aplicațiile. Bă, nu avem! Nu, avem, scuze, avem toate, dar avem. Nu intrăm. Dar nu anunțăm oamenii ca și când avem eventuri acolo, dar ei nimic, nu e nimic, nimeni niciodată. Am comandat mâncarea ta preferată. Mâncarea ta preferată sunt stripsurile de pui. Nu, da, ok. Am comandat de la Time for Pizza, pentru că se știe cine face cea mai bună pizza, face și cele mai bune stripsuri. Mănânci la caserolă în general? Da, de ce nu? Foarte. Dar sper mai puține bază. Eu știu o familie care nu are vesela acasă. Are numai furculițe, linguri cuțite și farfurii de plastic. Tot. Ei după ce își pun ciorbă, face mama ciorbă, se strânge familia la masă, ei mănâncă din boluri de plastic și aruncă totul la gunoi, efectiv, toată masa aruncă la gunoi. A, scuze-mă, am uitat să pun un sunet. Asta ce e? E valuri. E dolly effect, dar valuri. Da, dar chiar să fac un dolly effect. Mamă, e superbă. Luăm o primă gură? Da, da, că eu sunt cam leșinat. 2, 1... Bune. Bă, bun. Congelate, da, bune. Patul de cartofi e consistent de asemenea. Bune, o dat ca lumea, mai ales la cât a costat. Adevărat, o să spunem. Că am luat oferta aia maximă. Da. De unde a venit ideea de ai rosti pe Velea și pe Antonia? Da, e bine, rostul lui Velea, dar na, în fine. Tu ai avut ideea? Cred că da. Da. Așa zice. Da. Și de asta sunt... De ce l-ai ales pe el? Pentru că... Ne cunoșteam. Da. Dar mai știa și alte celebrități. Știam că era unul dintre cei care are simțul umorului și ar fi fost deschis să facă așa ceva. Așa sunt mulți, dar sunt destul de... Sau la început erau destul de reticenți până să înceapă toată moda asta de a aduce vedete să le pună să facă comedie, știi? E un os în... Băi, sunt bun, înseamnă că e pui acolo. Înseamnă că e pui, nu da? Nu m-aș fi așteptat. Da. Sau pisică. Și nu m-am așteptat să fie în strips, că n-am. Deci una din ele are os. Ai fost și la roasturile alea de la început din Racing. Da, la Dorian. La Dorian, așa. Care ar mai merge roasturit acum încă o dată.
Acum nu simți ar fi... că ar fi un potențial de revenire bună după problemele astea? În loc să-și facă el mea culpa, să vină niște comedianți profesioniști să facă lumea să râdă, să trecem prin toate subiectele, să uite lumea? Da, că nu e, adică motivul pentru care, mă rog, ia discutăm, nu e unul super mega, știi? Da, nu e un criminal, n-a ucis un om și acum facem rost ca să fie lumea ok, că a murit un om. Deși a făcut asta într-un loc în care n-ar fi fost bine, dar mă rog. Am înțeles, astăzi am aflat, am fost la o filmare, nu vreau să spun cu cine, și discutam pe la 3 dimineața, avem filmări nocturne, așa, că i s-a dat cheie. Știi expresia i s-a dat cheie? Nu. Că a fost părât. I s-a făcut cheie, a fost părât. A fost părât. Da, că s-a întâmplat la 100 de metri de propria casă și nu a fost legitimat, nu s-a cerut permisul, nu i-a făcut nimic, a fost doar ieși din mașină și suflă în ăsta. Și luăm salivă sau ce e. Direct testul ăla. N-a existat nimic, talon, nimic. Deci cineva a sunat pentru că poate... Da, aia cu petrecerea adevărată? Ce? Parte din povestea lui. Zi. Este... o să vină un răspuns acum puternic. În momentul în care apare emisiunea cu Sergiu, probabil a răspuns deja. Se construiește zilele astea un răspuns în care îi asumare total. Da. Dar nu va mai fi Amihala de la altcineva. Nu că asta, că era la o petrecere. De asumare care nu s-a întâmplat în seara aia. S-a consumat înainte. Ți-au scris vreodată cei de la Cronică să scrii la Cronică? Nu. Mamă. Nu cred. Nu, că am avut ceva de-astea așa cu... Cu cine? Cu criminalul sau cu blackface-ul? Mamă. Mamă, da, nu. Ai zis să te luăm încet. Da, ne-a huiduit pe net. Ok. Că voi ați venit teoretic după ei la Kiss, nu? Da. Păi probabil, da, aia acolo, avut ceva, da, polițe de plătit cu noi. Mm-hmm. Era eu cu Ciobanu pe vremea aia, găsit ceva de criticat, nu mai știu, nu mai știu ce a fost. Da. A venit vreodată la radio la tine, Dorian? Da. Și cum era? Ca umor. Lasă ca umor, da, ca nu, om. Era ok, da. Ok. Să știi că majoritatea, sunt câteva excepții, dar majoritatea a fost foarte nice. Noi de excepții suntem interesați. Da. Noi despre excepții vrem să vorbim. Poate niște excepții care au și... care nu mai există, care poate. Care au și ieșit din industrie, da. Poate, bă, nu mai face muzică. Fetele alea care știau blugi la fund sau din astea. Trident. A fost și în mod paradoxal, n-a fost Dorian Popa. A fost la un moment dat când eram în studio și s-a întâmplat să vină un invitat. Nu mai mi-aduc aminte cine. Ok. Poți să ne dai povești fără nume lejer. Care, da, chiar nu mai mă aduc aminte cine. Da, normal. Care și-a uitat geanta la noi în studio și a mirosit în studio 2 zile a drogul marihuana. Hai să vedem ce te pasionează și nu știm. Îmi place foarte mult jiu-jitsu, în sensul că mă uit mult la el și la UFC și la... Urmărești toate galele? De absolut toate, cred că am câțiva ani de când n-am mai ratat nici măcar o gală. RXF? La RXF-ul românesc? Nu. Nici măcar așa, un pic pe TikTok. Așa, mai văzut probabil, am mai trecut chestii pe TikTok, pe Instagram, nu sunt justa pe TikTok, cred că am dezinstalat aplicația la moment. Te-ai băgat la un RXF? În niciun caz. Nici pentru nu suma corectă, nici pentru cu, entertainment. Nu știu, cu Toma, de exemplu. Simt că l-ai putea dărâma pe Toma. Nu. Că Toma are that strength, dar nu pot să zic eu cuvântul dinainte. Chimp. Nu? Asta e. Yes. Monkey, yes. Nu, mă uit la ăștia pe afară foarte mult. Ai vreun luptător român preferat? Știu că aveam și noi un român în UFC, dacă tu urmărești cum... Da, Negumereanu. Așa, Negumereanu. Da, era și potențial? Mai aveam o româncă. Diana Belbiță. Sau da. Belbiță, da. Nu știu care e căciulița la... Cred că are. În americană. Da, în americană. E Belbita. Da. Care a luat un pic la ultimul... Da. Avea fața un pic turtită. Cea mai cunoscută chestie scrisă de tine și zisă de altcineva, normal. Da, la modul nimeni nu știe că tu ai fost în spatele unei chestii. În ultima perioadă. Na. Când tu ai făcut aia baba de la accesire cu Caramida, nu? It's your creation, nu? Ce? Când intre baba aia dezvrătate și Mirela Roida și e... Da, de la... Ce? Direct, da. Da, nu, aia a fost făcută de mine, îți dai seama. Acum, de curând, am scris la un pic de tot la filmul ăsta, Lumea Cea Bravo cu Nuntă pe Bani. Am văzut am că scris...
Ai fost. Care, da, care văd că merge foarte bine și am scris mult, da, mai mult la următorul, care o să fie cu Costel și cu Maria. Am scris și pentru serial de la Pro, care va apărea în primăvară. Am scris și pentru serial de la Antena. Am luat ok. Unde e sonul? Am scris la un moment dat pentru un preot. Asta mă, așa mă, că de aici am pornit noi cu ultima oară invitația. Că ai zis tu că ai scris pentru un preot. Da. Care a făcut ce? Stand-up sau cu niște glume? Anumit context. Era preot catolic. A, era catolic. Deci, da. Și ai putut să faci toate glumele alea? Și a fost ok cu glumele alea? Ți-am scris o manea. Versuri, a ajuns care în trending? Cu, nu mă știu, parcă da. Dragilor, trecem la rubrica voastră preferată, notele ediției. Eu să zic 10. La 10. Pentru mâncarea la caserolă chiar arată foarte bine. Și au venit frumos aranjată. Arată foarte bine, 9. O să dau și eu 9, da. Cum s-a părut ca dimensiune. Da, da. Ca dimensiunea... mâncarea. Da, da, mâncarea. Okay, mâncarea, nu ce a fost mai devreme. Nu, imediat, măsură imediat. Măsurăm pe niște mai devreme. Nu te grăbi. Ca dimensiune foarte... bună dimensiune. Prima frumuță, prima gură. Când ai luat prima gură, ce ai simțit? Să dau un 9 ca să doar să-ți variez? Nu, sau nu. Să tu trebuie să fii sincer. Ce vrei. Eu o să dau 10, pentru că mâncarea merită 10. Sunt și foarte importante 10. Notele tale și... Da. E bine că îi susții pe ei. La mine un pic uleios. Un 6. Pic uleios. Ce, de ce ai dat 6? Bă, nu prea a fost crispy. A fost mai mult șnițel. Yes. Așa, bravo. Un la mână. Doi la mână. Eu am avut și un os la un moment dat, la care nu m-am așteptat. Da, chiar. Nu m-am așteptat la os. Și atât. Suficient pentru 6. S-au dus cred 2 puncte și acolo și acolo. Vreau să apreciez osul ăla. Osul a fost... E carne. Da. Osul a fost... putea să te omoare. Și ce putem să dăm în judecată? Nu, fii atent, și de ce nu? Că am mâncat din strips și m-am gândit că e furculița, că era aceeași... Ah, ok. Eu am băut cioburi dintr-o sticlă de suc și nu i-am dat în judecată. Acum am dat seama, prea târziu. Prea târziu. Ține de foame? Da, normal, ține. Adică mai mănânci ceva în afară de asta, dacă era masa de prânz, mai mâncai ceva? Nu. E suficient, nu? Caloric, așa. Bă, întotdeauna nu poate. Dați-mă un 10, chitrelor! Bă, la preț! Fii atent, preț! După mine nu ai dat 10 nimic. Până acum, cât crezi tu că a costat caserola asta? La livrat? Da, nu, eu zic 30 de lei. Nu. E, na. Era 32 de lei, dar am luat la reducere 30% și a fost 22 de lei caserola. 22 de lei caserola asta. Merită. Da? O să fiu sincer? Mai dai un 10. Da, mai dau un 10, pe normal. Și o să dau și un 10, că într-adevăr. Bă, și o să dau un 9, că se poate întotdeauna mai ieftin. Se poate. Hai să facem un total acum. Hai să facem totalul. Auzi, nu te supăra. Poți să-mi spui și mie, te rog, câțiva țară ăsta? Bă, nu l-am produs eu, că nu inventez mixer, dar mă, ce capul, că nu te-a dat să citesc pe cutie. Are 300 de vați. Mersi frumos, mersi. Da. Dragilor, am comandat de la Time for Pizza. Am comandat stripsuri de pui, bineînțeles, și ne-au plăcut de 87 puncte. Zi tu stop când simți. Deja poți stop. Să... Da? Vezi că te duci și o să fie scara de la Atlantic cu la tine. Și nu o să fie bine. Și o să te menționăm în toate emisiunile. Da? Ok. Bine. Hai 4,5 aici. Crezi că e vreun comedian cu penis așa în țară? Dacă e unul de foarte mare succes. Nu uitați că până data viitoare... Voi să fiți sănătoși și noi să avem ce pune pe mese. Părea că stă în castele și asta și nu e, să știi, la modul bine, doar la de șinerez nu-l atingi. Așa ai tu senzația? Așa serios? Am senzația despre... Dar să știi că nu prea, adică de obicei când îmi luam bătaie, nu prea îmi luam bătaie în cartierul în care stăteam. Gen, el are pagina de 300.000, da? Le downloadează de la alții, le pune la el, se uită 1.000.000 de oameni și el ia 1.000 de euro. De ce s-au certat? Se iau întrebării. El cu ciobanul mai ales, că pare că ciobanul s-a certat și cu rusul, deci pare că e numitor comun. De unde știi? Am informații din interior, dar nu pot să-mi dau sursele, că suntem jurnaliști profesioniști. Da. Serios, am informații din interior. Da, chiar știm. A fost ideea ta aia sau a fost ideea lui de a face cover-uri amuzante, sau nu știu cum se numesc? Din ce mi-aduc aminte a fost ideea mea, pentru că aveam ideea, în primul rând, ideea cu Mică rugăminte, pe aia am avut-o prima. Și aveam de mult și nu aveam cu cine să cânt, că eu nu știam să cânt. Nu, că tu ești și bun pe scris și de asta cred că am putea să facem o piesă cam top, față de ce scriem noi cu ChatGPT. Că le facem rea, dar mă-ți dai seama, pentru copii de 16 ani n-are să te investești. Dar n-ai nevoie mai mult. Da. Și care sunt începuturile UFC-ului? Alea cu scos ochii și dat la coaie și chestii. Da, dar știi cum a început și de ce a început? Nu. UFC-ul a început de la Gracie's, familia Gracie, care a inventat jiu-jitsu, care a vrut să demonstreze. Da, și acolo ești bărat?
Bahamas, să-ți bagi. Ca să stai până aici. Gata, să ține minte. Da, stai așa. Până aici a tăiat. Până aici. Și familia, Sergiu. Ne-am întors.